S-a lăsat cu dosar penal în urma conflictului izbucnit în Parlament. Deputatul Dan Vulceanu este urmărit penal pentru ultraj, purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice după ce l-a agresat pe liberalul Florin Roman. Procurorii cer ridicarea imunității parlamentare pentru a continua cercetările. Procurorii au decis începerea urmăririi penale în cazul deputatului Dan Vulceanu după ce și-a bătut fostul coleg de partid de la PNL, Florin Roman. Autoritățile au constatat că Vulceanu a adresat injurii și l-a agresat pe Roman în timp ce se aflau în timpul serviciului la Camera Deputaților. În urma violențelor, liberalul s-a ales cu leziuni prin lovire și zgâriere care au avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale, se arată în raportul parchetului general. Procurorii susțin că acest eveniment i-a provocat lui Florin. Roman senzații de insecuritate și teamă și subliniază că în acest caz imunitatea parlamentară ar trebui ridicată. Aceștia motivează că această imunitate este limitată doar la opinii politice și voturile exprimate în exercitarea mandatului, nu și la violență. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care Vâlceanu și-a luat colegul parlamentar de gât și l-a bruscat pe culoarul plenului parlamentului. În imagine apare și un alt deputat care intervine între cei doi pentru a-i calma. După incident, Roman a spus Că a fost lovit cu genunchiul în nas și că nu a ripostat. Roman a anunțat că va depune și o plângere penală împotriva acestuia. Pentru a-și susține afirmațiile, Florin Roman a mers imediat după ce a fost agresat la INML pentru certificatul medico-legal.